în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puțin credincioșilor, pentru ce v-ați înfricoșat? Iubiți credincioși, iată-ne pe 26 octombrie și ca în fiecare an suntem lângă moaștele Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir. Gândul ne poartă deja prin viața lui din secolul 3-4, ne poartă pe lângă Tesalonic, unde izvorăște și acum Mir, dar iată că Sfinții Apostoli și Evangheliști ne-au pregătit nouă dintre cele ce s-au întâmplat în viața Mântuitorului și Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să-i se prezinte o pericopă în care Sfinții Apostoli mergeau cu Mântuitorul într-o corabie. Sunt multe ocazii în care Mântuitorul mergea cu ucenicii. Uneori mergea pe jos, altădată mergea spre cetate, altădată era în cetate. Iată că acum însă Mântuitorul este în corabie. Și nu este în corabie ca altădată să învețe din ea pe mulțim, nu este în corabie pentru a face vreo minune, nu este în corabie pentru a pescui cu apostoli, ci pur și simplu era în corabie. Și pentru că Mântuitorul este și Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului în același timp, ne spune Sfântul Evanghelist Matei că s-a așezat să se odihnească Mântuitorul și a adormit. Adormind, apostolii și-au văzut de drumul corăbiei, decât că vântul era împotrivă, spune Sfântul Evanghelist Matei. Și a început să ridice valuri atât de mari, încât era gata să scufunde corabia. Și Petru, ca fiind cel mai în vârstă dintre apostoli, a coborât repede la Mântuitorul și a zis: Doamne, trezește-te, că murim! Și Mântuitorul s-a uitat la ei și a spus: pentru ce sunteți înfricoșați? Puțin credincioșilor. Și ridicându-se, a certat vântul și marea s-a potolit. Și toți se mirau din corabie și se întrebau: oare cine este omul acesta de care ascultă și vântul și marea? Iubiți credincioși, vedeți că Sfântul Evanghelist Matei ne spune foarte clar cum s-au întrebat cei din corabie: oare cine este omul acesta? Și ca să ne demonteze că era și om, în afară de faptul că era și Dumnezeu, îl luase somnul. Bineînțeles că Dumnezeu nu are cum să-l ia somnul, pentru că este pretutindeni și permanent treaz. Dar Mântuitorul acum era Fiul omului. E bine, trebuie să ne gândim că ceea ce s-a întâmplat în corabie este, de fapt, pentru noi o învățătură. Întotdeauna când vine un necaz peste noi și mai ales eu care am fost martorul multor evenimente frumoase de cele mai multe ori, de ce să nu vă spun, dar și triste de alte foarte multe ori, am fost întrebat, mai ales când era vreun necaz, mai ales când eram la mormântarea vreunui copil sau unui nevârstnic, și mă întreba lumea, și să știți că această întrebare o să o mai primim de fiecare dată când e un necaz: unde era Dumnezeu când s-a întâmplat asta? De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? E bine, haideți să vă spun și ce se întâmplă. Dumnezeu era astăzi în corabie. Erau cu ucenicii, zicea Părintele Arsenie foarte frumos. Stătea bine mersi cu ei, la un moment dat, și stă să mă culc. Părintele Arsenie întotdeauna deslușea omenește ceea ce este aproape de nedeslușit. Deci imaginați-vă voi că ăștia aveau de toate în corabie, adică inclusiv pe Dumnezeu. Și ca să se înțeleagă faptul că Dumnezeu este și om adevărat, l-a luat somn. Da, tată, l-a luat somn. L-a luat somn. Și când a venit la el Petru și a spus că, uite, Doamne, mare afară și tu dormi, adică îi reproșa oarecum, atunci Mântuitorul zice că
aș fi putut să spună următoarele lucruri pe care mi-aduc aminte foarte cu drag de ce zicea Părintele Atenie. Zice, tată, să uita așa, cred că Dumnezeu la Sfinții Apostoli, zice, bă, vă și vă durăți în fundul mării cu mine cu tot. Tu ce credință aveți voi? Ei vă spun că exact acolo unde l-am aruncat noi pe Dumnezeu, exact acolo este întotdeauna. Dacă Sfinții Apostoli, crezând că lasă-l că doarme și n-au luat în seamă că este și Dumnezeu care se potolească cu suna, l-au lăsat pe Dumnezeu în corabie departe, până când, zice românul, le-a ajuns cu citul la os. În momentul în care le-a ajuns cu citul la os, s-au dus tot la el să rezolve problema. Revenind însă la întrebarea noastră, unde este Dumnezeu acolo atunci când se întâmplă cu tare sau cu tare lucru pe care noi credem că nu este la înțelepciunea lui Dumnezeu să se întâmple? Răspunsul este clar. Dumnezeu este întotdeauna acolo unde îl alungăm noi. Se spune că după evenimentele de la 11 septembrie 2001 a fost chemată la un interviu o fată a unui pastor celebru în Statele Unite și bineînțeles că erau puse diverse întrebări capcană, printre care și aceasta. Unde a fost Dumnezeu pe 11 septembrie de a îngăduit acest lucru? Zice exact unde l-am aruncat noi. L-am scos din școli încă din 1880, icoanele nu mai au ce căuta, l-am scos din societate, l-am dus la marginea drumului și acum ne întrebăm unde este. Dumnezeu este cu minte. Stă exact unde l-am așezat noi. Și acum ne întrebăm de ce s-au întâmplat nenorociri. Deci îl face pe Dumnezeu responsabil? Păi noi l-am scos în afara zidurilor. Și acum noi ne întrebăm unde era, exact unde l-am așezat noi. Iubiți credincioși, să nu credeți acum că trebuie să avem puterea mondială ca să îl așezăm pe Dumnezeu într-un colț sau în altul. Nu. Dumnezeu este atât de cuminte și ne respectă voia atât de mult încât întotdeauna când îi zicem să se ducă încolo sau încoace, vine sau se duce și stă și se uită la noi și dacă avem nevoie de el, vine. Se spune că odată într-o chilie, un părinte foarte îmbunătățit, era ispitit de diavol pentru că diavolul îi se îngăduise să-l ispitească până la a-i lua viața. Până acolo putea să meargă. Și la un moment dat, diavolul a cerut cu îndrăzneală de la Dumnezeu puterea să-l ispitească fizic. Și îl dădea jos în pat. Arunca cu tot felul de lucruri care erau pe acolo. Aproape să-l doboare. După multe, multe nopți de încercare, nemai putând să rabde, a strigat călugărul, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și atunci, imediat a venit Mântuitorul și a potulit diavolul. Și călugărul acela s-a întrebat, întristat oare cum, zice, Doamne, dar de unde ai venit? Păi zice, eram aici lângă tine, tot timpul a fost aici. Și de ce ne-ai venit până acum? Dar m-ai chemat. Cum m-ai chemat, am și venit. Vedeți unde este Dumnezeu? Dumnezeu este întotdeauna lângă noi. Dumnezeu era și în corabie și când a început vântul. Dar ce? A trebuit să-i mai încerce puțin pe ucenici. Cu noi nu se întâmplă așa. Câte vânturi nu bat prin viața noastră și noi, de-abia atunci când, așa cum v-am spus, zice românul, ne ajunge cu țipul la os, îngenunchiem și spunem, Doamne, uite-te la mine, Doamne, vezi necazul meu, miluiește-mă. Atunci vine Mântuitorul și pe dată se liniștește furtuna. Ei, le spune, da, dar nu e chiar așa. Adică, păi, sunt și cazuri în care cineva se roagă și nu se potolește furtuna. Înțelegeți la ce furtun mă refer eu? Când e cea casa popa, să zic așa. Da, dar să știți că Dumnezeu așteaptă să ne întărim, așteaptă să vină exact în momentul în care noi să apreciem că numai Dumnezeu putea să o facă, ne lasă să ne sleim puterile, să le terminăm,
pentru că numai atunci putem să ne dăm seama de adevărata valoare a unui ajutor. Pentru că, iar are românul o vorbă, după război mulți viteji se arată. Adică după ce ai trecut o anumită încercare, începi să te lauzi. Dar uite ce am putut eu, ce putere am avut eu, ce am făcut. E bine, să știți că Dumnezeu are în economia Lui, adică în planul Lui cu noi, o strategie, în primul rând, pedagogică. Apare în viața noastră, 1. În momentul în care îl chemăm și 2. În momentul în care noi suntem în stare să-i recunoaștem puterea. Pentru că trebuie să recunoaștem că de multe ori, după ce am trecut de o anumită încercare și în timpul încercării începem și facem promisiuni. Cred că sunt în ascendința noastră, nu este încercare care să nu se lanseze cu cel puțin 20 de promisiuni. Doamne, dacă mă scot de aici, o să fac aia și așa mai departe. Dintre care o să stau numai în genunchi la rugăciune, o să postez toate miercurile, toate posturile și așa mai departe. E, după ce a trecut încercarea, începe să dăm din colț în colț. E, aia e prea deasă, aia e prea rară. Încet, încet, zice, dar am avut și eu ceva de suferit, e, cam așa. Începem să acoperim puțin meritele Dumnezeu și promisiunile noastre cu tot felul de argumente. E bine, de asta Dumnezeu ne lasă să ajungă cuțitul până la os. De asta Dumnezeu stă și se uită la noi, dar nu așa râzând ca un tată care își lasă copilul cine știe cum să se chinuie cu ceva, ci ca un tată bun care îl lasă pe copil să plece mai departe, pentru că știe că se întoarce. Dar fără acel plecat de acasă, nu poate niciodată să-și verifice nici copilul și nici tatăl filiația sau paternitatea din punctul celălalt de vedere. Cu toții am trecut prin momente în pubertate, în prepubertate, la ceea ce spunea Marin Sorescu, când era să fug de acasă. Fiecare om are la începutul de copilărie un dor de ducă, crezând că în sânul părintesc nu sunt lucrurile chiar așa de bine puse la punct. Nu prea e băgat în seamă așa cum trebuie. Are nevoie să-și demonstreze lui și că puterea e la el, că libertatea e la el, că voința este numai a lui și atunci vrea să plece. Vedeți? Așa s-a întâmplat și cu ucenicii, care îl aveau pe Mântuitorul cu ei, în corabie. Dar ei au vrut să plece mai departe și când au văzut valurile, le-au zis, bă, ce facem aici? Că pierim, du-te și scoală-i pe ăla, că uite ce se întâmplă cu noi. Vedeți, în momentul în care noi dăm de un necaz mare, atunci, din păcate, ne aducem aminte de Dumnezeu. Și, din păcate, numai atunci. Să nu ne amăgim că va fi de mâine altfel, nu. Dar măcar astăzi, în ziua Sfântului Mare Ucenic Dimitrie, să ne tragem noi înșine un semnal, să ne uităm înainte, să vedem că Marea este liniștită, să mulțumim Dumnezeu că Marea este liniștită, dacă are ceva valuri, zicem, Doamne, ajută-ne să trecem în partea cealaltă, dacă valurile sunt mai mari, atunci trebuie să ne spunem, Doamne, vin aici lângă mine sau vin eu lângă Tine și trece-mă de Marea aceasta, de încercarea în care mă aflu. Pentru că fără această atitudine ne întrebăm degeaba unde ai fost, Doamne, în cutare sau în cutare loc, pentru că ne aducem aminte de Cel care la sfârșitul vieții a avut îngăduință de la Dumnezeu să vadă istoria pașilor vieții Lui, atunci când L-a întrebat pe Dumnezeu, unde ai fost, Doamne, în viața aceasta, că nu Te-am văzut de cele mai multe ori. Și Dumnezeu l-a chemat și a arătat pe nisipul mării niște pași. Erau două perechi de pași și a spus, uite, eu și cu tine am mers toată viața așa cum ne vezi. Și acum omul atenționat fiind de Dumnezeu că așa s-a întâmplat, s-a uitat și a văzut în câteva locuri din viața lui că era numai o pereche de pași. Și a spus, vezi, Doamne? Vezi? Aici unde erai? Zice, da, aici eram cu tine să văd și pașii mei
decât că te luase în brațe că obosisei. De-aia este o singură pereche de pași. În viața noastră să știți că de multe ori este o singură pereche de pași al lui Dumnezeu. Dar să știm, să recunoaștem lucrul acesta. Să nu credem că am făcut cu tare sau cu tare. Și chiar așa, Părintele a zis, tată, este un canon la un sinod la Ancira, care, un sinod local la Ancira, care spune anatema cel ce zice că am făcut ceva. Pentru că nu putem să facem fără Dumnezeu nimic. Deci, că am aplicat teoria lui Pitagora, am învățit latul și așa mai departe. Păi da, dar acea teoremă e lăsată tot de Dumnezeu. Toate axiomele lăsate de Dumnezeu. Așa se mișcă lumea. Nu putem să spunem că am făcut ceva fără Dumnezeu. De aceea, în această mare zi și frumoasă a Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, să izvorească Dumnezeu și nouă gândul cel bun, ca din vreme în vreme să ne uităm și să spunem, Doamne, mulțumesc că ești cu mine, mulțumesc că nu m-ai lăsat niciodată singur și ori de câte ori simțim că începe să bată vântul, să se ridice valurile, să-L chemăm pe Dumnezeu, să recunoaștem că suntem neputincioși și vom avea de la Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt de îmbărbătare, pentru că și astăzi, după ce am mustrat puțin pe apostoli și pe ucenici, a certat vântul, s-a păvâlit marea, după care i-am îngâiat cu un mers lin. Așa se ne ajută Dumnezeu toată viața.